Organizatorul acestui eveniment, de fapt anfitrionul, putem spune, al unui eveniment cultural de excepție cu rezonanță atât națională cât și internațională, Nedeia de la Pădurăreni a devenit deja, dragi telespectatori, un brand pentru noi. Înainte de a veni, trebuie să recunoaștem, este prima oară când venim aici la acest festival, știam de acest festival și sigur așteptam cu nerăbdare momentul în care putem să ne facem timp să ajungem. Iată că a dat Dumnezeu să fim împreună. Părinte, vă rugăm un scurt istoric acestui festival. Festivalul nostru își are originea din urmă cu 9 ani de zile, când la inițiativa înalt preasfințitului Ioachim, arhiepiscopul nostru, a Romanului și Bacăului, s-a făcut o slujbă arhierească aici, după care a urmat o serbare câmpenească numită Nedeia de la Pădurăreni. Și iată, serbarea câmpenească a devenit deja un festival național și chiar internațional, în sensul că împreună cu ansamblurile populare pe care dumneavoastră le promovați și câștigătoarele unor trofee de aici de la festival, ați mers și în străinătate, ați dus mesajul folclorului nostru în străinătate. Mergem cu mare drag și în străinătate și acolo suntem iubiți, poate suntem mai cunoscuți decât în țară la noi și noi sperăm să menținem flacăra aceasta a tradițiilor și a folclorului aprinsă, pentru că este important să ne cunoaștem istoria. Cum s-a implicat Consiliul Local, Primăria, în acest eveniment? Consiliul Local și Primăria ne-a ajutat în măsura în care au reușit și dânsii să amenajăm aici așa spațiu, să asigurăm securitatea oamenilor, să fie tot în regulă și să nu avem probleme deosebite. Dar le mulțumim foarte frumos întotdeauna pentru ajutorul acordat și așteptăm în continuare să ne ajute. Eu sunt convins că în continuare acest festival va intra mai mult în atenția Consiliului Local și al Primăriei. Fără discuție, avem un primar destoinic, un om gospodar aici la Solonț și îi mulțumim pe această cale. Eu sunt convins că pe parcursul timpului, având în vedere trendul în care este acest festival, să amplificăm cu toții, să contribuim cu toții la promovarea acestui festival. Da, este necesar să promovăm astfel de activități culturale, pentru că un om care nu-și recunoaște trecutul nu-și vede viitorul, să spunem așa, nu? Iar eu sunt încântat și vă mulțumesc în mod deosebit, pentru mine sunteți o vedetă deosebită și vă mulțumesc că ne-ați călcat pragul într-un mod atât de surprinzător. Vă mulțumesc din suflet. Da. Și eu mă bucur foarte mult, vreau să vă spun că în momentul în care a tras atenția asupra acestui festival, eu am spus așa, domnule, știu despre acest festival, este cunoscut și m-am bucurat foarte mult că am reușit să ajungem astăzi și vă promitem că și la ediția a 10-a vom fi împreună cu dumneavoastră aici. Ce echipă aveți pentru organizarea acestui festival? Noi știm foarte multe detalii, dar pentru telespectatorii noștri. Echipa noastră este formată din copiii din satul Cucuieț, Solonț și Sarata și Băgnășeni și este coordonată în special de mine, apoi ajutată în mod special de domnii de la Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, în persoana lui domnul Florin Zâncescu, care împreună cu coreografii, cu domnul Mitică și cu domnul Radu ne-au ajutat să învățăm cântece și dansuri deosebite. Le mulțumim pe această cale în mod deosebit. În această vară veți pleca în străinătate. Câteva detalii despre această deplasare culturală. Veți reprezenta România. Da, vom reprezenta într-adevăr România și o reprezentăm cu demnitate întotdeauna unde mergem. Urmează să mergem în Italia în luna iulie, apoi în luna august avem Franța, Belgia și la sfârșit spre septembrie un festival în Grecia. Ce ar mai fi de completat în scurtul nostru interviu? Ce credeți că ar mai trebui să intre în atenția telespectatorilor noștri? Telespectatorii sunt, să spunem așa, cei care ne susțin în această activitate și de multe ori ne bucurăm enorm atunci când primim cuvinte frumoase din partea lor și încurajări, pentru că știți că este destul de greu să răzbați într-o viață și într-o piață muzicală. Noi nu căutăm să fim vedete, noi căutăm pur și simplu să menținem flacăra de la țară aprinsă.
Iată, dragi telespectatori, cuvinte foarte frumoase. Avem certitudinea că acest festival va fi de lungă durată. Desigur, tinerii vin aici către dumneavoastră și aș vrea să le adresați în primul rând lor un mesaj vis-a-vis de cultura noastră românească. Mesaj ar trebui să spun în felul următor. În primul rând să iubească tradiția și folclorul, să iubească credința strămoșească și niciodată să nu le fie rușine de unde au plecat și să recunoască întotdeauna pe cei care i-au ajutat să ajungă în locul unde au ajuns. Noi vă mulțumim foarte mult, dragi telespectatori de la Pădurăreni, de la Solonț, județul Bacău, a transmis Eugen Ungureanu. Mulțumesc foarte mult echipei noastre și vă asigurăm că vă vom ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere cultural în această zonă frumoasă a României. La revedere!